Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Într-o țară, România, unde locuitorii cred că o ducem din ce în ce mai rău, din punct de vedere politic, social și economic, România a ajuns din urmă în Portugalia la PIB per capita, în paritatea puterii de cumpărare și, atenție, suflă în ceafa Polonii. Așa arată datele statistice analizate de ziarul financiar. Am ajuns la 77% din media Uniunii Europene, pornind de la 55% în urmă cu un deceniu. Polonia, care este țara care a câștigat cel mai mult din punct de vedere economic din căderea comunismului, este la 80% din media Uniunii Europene, iar Cehia stă cel mai bine, fiind la 91% din media UE. Suntem și avem țara care, din punct de vedere economic, a recuperat cel mai rapid decalajele față de media europeană. Întrebarea este dacă mai avem suflu să creștem mai departe dacă putem să ne mai dublăm încă o dată PIB-ul în următorii 6, 8 sau 10 ani, de la 300 de miliarde de euro la 600 de miliarde de euro. Până acum am avut o creștere economică nominală, susținută de industrie, sectorul IT, dar și de agricultură, care și-a triplat producția de la intrarea noastră în Uniunea Europeană în 2007. Putem însă să transformăm această creștere economică într-o dezvoltare economică, care să însemne o îmbunătățire a nivelului de trai pentru mai multă lume? Încă nu avem răspunsul la această întrebare, pentru că nu există un plan în această privință. Investitorii privați, fie că sunt companii românești sau multinaționale, au planurile lor. Dar unde este planul guvernului, al României, unde este planul celor două partide, PSD și PNL, pentru următorul deceniu? Cele două partide vor să conducă România și după alegerile din 2024, dar nu au un plan economic unde vom ajunge după guvernarea lor. Vom avea în continuare creștere economică dar nu știm dacă vom avea și dezvoltare economică. Orașele mari, în frunte cu Bucureștiul, stau bine, depășind din punct de vedere economic media europeană. Dar avem foarte multe orașe mici și mijlocii, unde trăiesc milioane de români care continuă să rămână în urmă din punct de vedere economic, politic și social. Și de aceea, românii care trăiesc acolo, și repet, sunt câteva milioane, cred că, din punct de vedere economic, o ducem prost, că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar Uniunea Europeană și NATO nu le-a adus nimic, iar la alegeri vor vota în consecință. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.